Dar ce să vezi? Surpriză după surpriză. La ceva timp după incidentul din casa Adrianei, o revedem pe Roxana la o terasă în compania nimeni altcuiva decât a lui Răzvan. Oare ce se întâmplă de fapt? Mă bucur că ai acceptat să ne întâlnim. Și eu mă bucur mult, îți dai seama. Nu mă așteptam că la cât m-am rugat de tine... Ei, știi cum sunt femeile. Nu știu cum sunt, de-aia am vrut să... Adică știu cum sunt, dar nu știu cum ești tu. Și de-aia am vrut să ies cu tine, să văd cum ești și tu. De-aia te-am tot buzi la cap să ne vedem, că am văzut că ne-ai mai trecut pe la noi și știu că te-ai certat și cu Adriana și... Chiar vreau să te văd. Mie mi-a fost mai dor de tine, aparent, că te-am căutat mai mult. Te-ai lăsat un pic mai greu așa până să accepti să ieși cu mine. Știu că mă place și de asta am venit și am ieșit cu el ca să-mi dau seama ce fel de caracter are. Pot să fiu eu cel mai bun prieten al tău. Sau mai mult de atât. Da. Depinde ce-ți dorești și tu acum. Ce faceți, mă, voi aici? Adriana? Roxana! Adriana! Răzvan, ce se întâmplă aici? Ce sunt? Nu se întâmplă nimic, că... Ce pare? Termină-te, ce eu știam că tu te dai la el. Dar chiar așa, Răzvane, și tu? Pă bune, asta crezi tu că se ne pare ce? Adriana, calmează-te, că nu e nimic. Doamne, deci mie mi se face rău. Băi, băiatule, te dai la prietena mea, ție nu ți-e rușine? Mă potolește de că nu e ceea ce pare, ce ai? Roxana, te-am crezut prietena mea cea mai bună, ce faci? Cred că am subestimat-o pe Roxana. Așa ceva nu se poate. Nu mă așteptam să apară Adriana. Am ieșit cu Răzvan după ce a insistat el 2 săptămâni. Mă, ce ai, mă? Ai venit să te ceri? Ți se pare, ne-ai prins că făceam ceva sau ce? Că nu înțeleg. De ce ați ieșit împreună? Deci voi vă dați întâlnire fără să știu eu? Ne-am întâlnit și stăteam și noi de vorbă. V-ați întâlnit așa, pur și simplu? Uite cum, adică, hai să ne mergem cum la te-ai întâlnit tu cu noi acum, așa m-am întâlnit așa și cu ea. Așa v-ați voi doi. Da, nu a fost nimic. Mă iei pe mine la mișto? Spune-mi! Nu, mă, ce ai? Tu mă iei pe mine la mișto? Hai, mă, potolește-te, ce ai? Mă, voi vă bate joc de mine? Adriana, serios, te-am primit la mine acasă. Ești prietena mea cea mai bună. Ne cunoaștem de când eram mici. Îmi știi toate secretele. Și tu asta faci? Păi tocmai asta, Adriana. Tu crezi că eu aș ieși cu cea mai bună prietena ta? Ce, e nebunit la cap? Bă, ce ți se pare că faci? Ne-am întâlnit. Ia uite, beți aici cocktail-uri, chestii, vin. Pai! Nu știu cine a dat întâlnire cui, dar sunt mai mult ca sigură că ea a fost. Oribil moment. Mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta niciodată. Nu e voi vă bate joc cu mine amândoi. Termină-te. Da, nu e ceea ce pare. Ce nu e ceea ce pare? Dar ce e? Ce e? Că ne vorbesc aici cu voi? Ne-am întâlnit, nu ne-am mai văzut de mult și am zis să mai stăm. Nu v-ați mai văzut de mult timp. Păi de când ne-am mai văzut? De la petrecerea noastră. Păi a trecut ceva timp. Exact de atunci a avut dreptate Laura. A avut dreptate când mi-a spus că tu te dai la el. Și eu nici măcar nu i-am dat importanță. Mă, tu mă înțelegi că nu i-am dat importanță, am zis că... Adriana, calmează-te. Deci te rog frumos. Cum să mă calmez? Mă, gata, gata, termină-te. Că v-am nu e ceea ce pare, bă, ce ai, mă? Mă, tu vrei să mă turc cu voi pe jos? Vă dau cap în cap amândoi. Roxana, și când mă gândesc că ani de zile am considerat-o ca pe sora mea. Adriana e cu mult mai importantă pentru mine decât își imaginează ea și nu aș trăda-o pentru nimic în lume. Tu o să vezi ce o să pățești cu mine, nu da? Nu termin. Iar tu ești cea mai mare trădătoare posibilă. Nu-mi vine să cred că tu mi-ai făcut mie așa ceva. Uci. Până la urmă, ce am făcut? Nu e ca și cum ne-a prins că făceam ceva. Adriana a exagerat, părerea mea. Într-un moment mai nepotrivit, nici că se putea ca să apară Adriana. Din păcate, întâlnirea cu Răzvan a pus-o pe Roxana într-o lumină foarte proastă în fața prietenei ei, care acum se hrănește cu convingerea că spusele Laurei de la petrecere sunt întemeiate. Ajunși acasă, Adriana, furioasă peste măsură, continuă cearta cu Răzvan. Ce, mă, Adriano, ce ai? Ce s-a întâmplat? Ce ai de... Cu ce s-a întâmplat, mă? Tu mă întrebi pe mine acum ce s-a întâmplat? Adică venim de la terasa unde te-am prins pe tine și cu amanta ta și tu mă întrebi pe mine ce s-a întâmplat? Care, cu cine, cu care amantă? A, pardon, cu buna mea prietenă, amanta ta. Tocmai, cea mai bună prietena ta. Cea mai bună prietena mea, asta e și ideea, că nu mă așteptam de la ea, de la tine mă așteptam, dar de la ea nu mă așteptam să-mi fac așa ceva. Sunt sigură că nu e prima oară când vă întâlniți și vorbiți. Înțeleg că s-a ofticat, dar atâta scandal este inutil. Așa hal de trădare nu credeam că o să mi se întâmple mie. E îngrozitor ce mi se întâmplă acum.
te pripești prea... De ce exagerezi? Vezi că îți limba aia în gură și mai știi ce să-mi spui. Nu mai știi ce să minți. Păi nu, exagerezi, exact așa știi să faci. M-ai făcut de râs acolo, m-ai făcut... Te-am făcut de râs? Dar da. Tu că te-ai dus într-un loc public cu fata asta și putea să te vadă oricine, nu mă făceai mă de râs? Asta era ideea, să fiu într-un loc, eram într-un loc public tocmai, că nu aveam nimic de ascuns, nu? Dacă aveam ceva de ascuns, mă ceam cu ea oriunde altfel, dar nu în mijlocul parcului. Probabil te-ai dus într-un loc public ca să poți să... Exact, asta e, nu puteai să te abții și ai zis, mă, într-un loc public, dacă ne vede cineva, totuși să mă abțin, nu? Da. Ce vrei, să vin după tine la hotel? N-am stat să caut în telefon, că cu siguranță v-ați mai întâlnit și în alte locuri. Cea mai bună prietena mea și iubitul meu. Am atâta ură în mine, încât simt că îmi fac singură rău. Niciodată n-am ținut pe nimeni cu forța lângă mine. Niciodată n-am făcut-o și n-am să încep nici acum. Ce vrei acum de la mine? De ce? De unde până unde ți-a venit ideile astea în cap? De unde ai tu? Că v-am văzut, mă, acolo, că v-am văzut, v-am prins, mă! Băi, și dacă te văd cu poștașul mâine... Mă, mă, venea să sar cu ceva cu el? Când venea să vă iau să vă dau cap în cap amândoi, să dau cu voi doi? Tu știi ce venea să-i fac și ei? Nu tu știi ce venea să-i fac? Nu, paharul ăla a fost o nimica toată, trebuia să-i dau câteva bucăți. Care e problema până la urmă? Că e Roxana, că e prietena ta cea mai bună sau că eram cu o fată? Că nu te înțeleg păi acum... Păi asta e, că... Cu siguranță putea să fie oricare altă fată, că mă turc cu tine pe jos în secunda 2. Păi tocmai aia, dar pe mine ce mă deranjează cel mai tare, că era prietena mea. Tocmai, gândește-te că era prietena ta cea mai bună. De ce, crezi că, crezi că aș putea să-ți fac așa ceva cu cea mai bună prietena ta? Tu crezi că dacă aș fi vrut să te înșel, te-aș fi înșelat cu cea mai bună prietena ta? Dacă ar fi fost în capul meu vreodată să te înșel cu cea mai bună prietena ta și făcut-o? Atât te duce mintea și pe tine? Hai, mă, faci și prost. Păi gândește-te și tu puțin. Cum să mă duc la aia care în secunda de cum am dat la aia să vine la tine și spune că e cea mai bună prietena ta, nu? Dar de unde zici tu că vine și îmi spune? Dacă voi v-ați mai întâlnit, păi dacă cu e cea siguranță mai bună prietena mai... ta? Păi așa am gândit-o eu, dar uite că nu e. Am fi putut sta omenește de vorbă. Dar ea nu, că am rănit-o, că am mințit-o, că am înșelat-o. Știi ce? Mama a avut foarte mare dreptate când mi-a spus că sunt o naivă și să nu mai cred în oameni. Da, da, ascultă pe maică ta în loc pe iubitul tău. Ascultă pe ea, că ea știe ce se întâmplă în casa noastră, nu? Păi nu noi. Se pare că eu nu mai știu ce se întâmplă în casa noastră. Da, se știe ea, nu? Păi nu mai știu, ea uite că a știut, ea mi-a spus ce se va întâmpla, m-a avertizat. Eu cu tine în casă nu o să mai stau, să știu, o să-mi fac bagajul și o să plec să nu te mai văd. Decât să stau cu un om care mă înșeală, mai bine stau singură. Pleacă, dar unde pleci? Nu trebuie să așa, iartă-mi curiozitatea, dar unde pleci? Uite, dar nu e treaba ta. O să plec numai cu tine în casă să nu mai stau. Incredibil cât de mult s-a complicat situația, dar la o despărțire nu ne-am fi așteptat. Singura ta preocupare este să găsești o locație frumoasă, nu golăneală, da? Și să fii acolo la ora stabilită. Și ce vrei să fac cu întâlnirea asta? Alte prietene, și dacă cu ce se scop poate. Întâlnirea asta? Ca să o cer de nevastă. Poftim? Ce ai auzit? Ea n-a vrut să-i răspundă la telefon. De ce ai venit tu repede? Dar se pot împăca, s-a greșit. Nu se pot împăca. Hai, vă rog frumos să ieșiți până nu fac mai urât de atât. Laura, nu înțeleg ce-am fost. Deci vreau să ieșiți acum de aici. Hai, te rog frumos să fii înțelegătoare și să-i mai dai o șansă. Uite, am înțeles că are o surpriză pentru tine, dar nu reușește nici cum să te prindă la telefon. Vreau să fii soția mea, vreau o viață lângă tine. Și eu îmi doresc asta. N-am crezut că vei ajunge să mă ceri în căsătorie. Adică tu ai făcut ce ți-a spus maică ta, că de fapt nu cred că tu ai vrut să mă ceri de nevastă. Mă, iubire, pe bune, așa mă crezi, chiar așa, fraier, mă crezi. Adriana a plecat de câteva zile din apartamentul închiriat și întreținut de ea, unde îl reîntâlnim pe Răzvan singur. Odată plecată iubita lui, cineva trebuia să aibă grijă de tânărul nostru. Și cine ar fi putut fi mai potrivită pentru această sarcină, dacă nu propria lui mamă, doamna Carla? Ia uite-l mă că iar doarme. Ce faci mă aici? Băi, parazitule, toată ziua dormă, nu te satură Dumnezeu de atâta somn? Ce să am, băi, frate, m-am săturat să te văd așa pe orizontală, toată ziua, bună ziua. Când vine omul, te găsește dormind, parcă ai fi copil de 2 luni. Somn și masă. Lasă-mă, unde e Adriana? Ce cu Adriana? Nu știu, a plecat, nu știu ce e cu ea. Cum adică nu știi ce e cu ea? Am avut niște probleme și
Nu știu unde e. Ce probleme? Mă, voi v-ați certa? Da și nu. Adică... are o prietenă bună și... am vrut eu să ies cu ea. Ce să faci, mă? Să-mi ies cu ea. Și m-am văzut cu ea la terasă, îmi pare frumos, și... să vezi, m-am trezit cu ea acolo. Băiatul ăsta întotdeauna a fost un rebel. Lui nu i-a plăcut școala sau fetele cu minți. Bine, Adriana, ți-a făcut! Bă, de nicăieri, bă, de nicăieri, acolo, fix acolo. Fix în momentul ăla, fix în ziua aia. Am zis că nu e adevărat. Să vezi scandal ce a ieșit, a venit, mi-a făcut... Mai copilă. Doamne, ferește, dacă... Am înțeles. Adică tu ai fost golan și cu fata asta, care, vezi bine, are servici, are un viitor, are gânduri serioase, trage cu casa. Și ce te-ai gândit tu? Bă, tu te-ai gândit că din toate pițipoancele pe care mi le-ai adus, fata asta ar putea să aibă grijă de tine în continuare când eu n-o mai fi, că la ce parazit ești tu, nu te văd făcând mare brânză? Da, mamă, lasă-mă, că mi-a plăcut de ea, era mai frumos, era mai... Ți-a plăcut de ea? De cine? De... de prietena ei. Și aia te-ar putea ține și ar putea avea grijă cum a avut Adriana de tine până acum? Nu știu dacă m-ar putea ține, dar acum e foarte bună pentru mine. Te... Bă, uite-te bine la mine, că schimbăm foaia imediat. Tu ori îți bagi mințile în cap și termin cu tâmpeniile astea, ori cu mine ai terminat-o. Tu te duci foarte frumos, te împași cu Adriana și mie mi-o aduci acasă înapoi. Eu altă fată nu vreau în casă. E cazul să-ți vezi de treaba ta, să te pui la casa ta, să te aranjezi, pentru că tu, o fată mai bună sau la fel de bună ca Adriana, la cât ești tu de parazit, nu cred că mai găsești. Au, că sunt tânără, să-mi închid viața acum cu o femeie, să stau legat în casă, să mă verifice la ce oră ajung acasă, la ce oră plec, unde plec. Eu mai vreau să mă distrez, să mai ies, să mai cunosc lume. Nu pot să ies așa din prima, gata, mă leg de mâine, acum cu prima femeie care o vei tu. Mă, băiatule, eu cred că tu nu m-ai înțeles. Cred că tu n-ai înțeles foarte bine, fiind adormit, n-ai înțeles ce am spus. Pe mine nu mă interesează viața ta personală și intimă. Pe mine mă interesează ca în familia asta să fie pace, liniște, armonie și prosperitate. Păi și la cum te văd eu, singurul lucru pe care ai putea să-l faci bun în, demersul acestor lucruri e să te duci frumos, să te împași cu Adriana să mi-o aduci acasă. Nu mă interesează viața ta extraconjugală atâta timp cât ești în stare ca casa să fie casă. Eu mi-iubesc mama și o respect foarte tare. Iar cuvântul ei... de cele mai multe ori este lege pentru mine. Mie îmi place mult de Adriana, este o fată cu minte și liniștită și o văd ca pe o soție și pe o viitoare mamă perfectă pentru Răzvan. Dacă cumva mai aud un dar sau un nu sau un poate, crede-mă că din momentul ăsta ți se sistează toate serviciile de care beneficiezi. Adică, mami, ăsta e ultimul dar pe care ți-l spun. Ia spune. Eu m-aș împăca cu ea, dar nu dau de ea. Nicio problemă, asta este ultimul și cel mai nensemnificativ lucru. Păi nu pot să dau de ea, i-am scris și nu răspunde, că e foarte supărată pe mine. Dar nu se ocupă mămica ta cum s-a ocupat până acum de viața ta. Urez mult succes să rezolvi chestia asta. Eu fii atent încoace, eu mă ocup și te asigur că Adriana o să vină la întâlnire. Singura ta preocupare este să găsești o locație frumoasă, nu golăneală, da? Și să fie acolo la ora stabilită. Și ce vrei să fac întâlnirea asta? Alte prietene, și dacă cu ce se scop poate. Întâlnirea asta? Ca să o cer de nevastă. Poftim? Ce ai auzit? Nu pot să mint. Nu e fix ceea ce simt eu. Dar dacă mama crede că asta este bine pentru mine, o să fac aia. Bă, mama e nebun de tot, pe bune acum. Vorbește frumos! Frumos, ai grijă că nu vorbești nevastă. Cu oricine. Simplu! Ce n-ai înțeles din tot ce am vorbit noi și până cu acum? Ce vrei să o cer? Cu ce? N-am inel, n-am bani, n-am... Păi și până acum cu ce ai ținut-o? Cu ce? Cu banii tăi! Lasă că te ne ocupăm și de asta. Tu te duci frumos, o cer de nevastă. Eu personal mă ocup și-ți cumpăr inelul. Te duci acolo și o cer de nevastă. Între timp eu pregătesc o masă festivă ca să sărbătorim evenimentul. Mamă, te rog eu frumos, spune-mi că e un vis ăsta și că glumesc. Te rog eu frumos. Zim că glumești, te rog eu frumos. Nu, tu n-ai înțeles, eu nu glumesc deloc. Este singurul moment din viața ta în care ai de ales. Ori te duci o cer pe fata asta, ori ești din casa mea și eu nu te mai cunosc. Acum mă duc să o împac pe Adriana. Asta am făcut dintotdeauna. Chiar dacă are 30 de ani, întotdeauna eu sunt cea care a rezolvat problemele. Adevărul este că de câte ori am făcut vreo prostie, ea a fost cea care m-a scos
și mi-a redat echilibrul. Ce alegi? Dacă tu crezi cumva că printr-o minune dai de ea și rezolvi ceva cu ea, ok, fac ca tine. Doar pentru simplu fapt că te iubești, te respect.